dacă nu ați reușit încă să vă bucurați în acest an de frumusețea neobișnuită a nuferilor și de mireasma lor deosebită, vă sugerăm să mergeți la Muzeul Casa Florilor din satul Brănești Orhei. Florile de pe lac au peste 40 de nuanțe. Unele au ajuns aici din străinătate, iar altele au fost obținute prin semințe. I-am colecționat din diferite locuri, unii am cumpărat semințe și le-am multiplicat prin creșterea. Dar anul acesta am o mare fericire că am văzut că și ei singuri se polenizează și am puișori mici care ar putea să fie culori noi și de nufăr. În această colecție impresionantă sunt mai multe soiuri de nuferi, printre care nimfa albă, prințesa neagră, prințesa de burgui, lotusul colorado. Nufărul care are frunza pe apă este nimfeie, iar nufărul adevărat crește în Africa și au frunzele foarte mari. Nimfeia ea crește pe apă, iar nufărul se ridică deasupra apei cu frunzele. Aici noi avem și o selecție între nufăr și nimfeie, care rezistă până la minus 40 grade. În această perioadă, nuferii nu au nevoie de îngrijire specială. Frunzele și florile ofilite sunt îndepărtate periodic din iaz, iar de câteva ori pe sezon solul este hrănit cu îngrășăminte. Dezvoltarea lotușilor uneori este împiedicată de mătasea broaștei. În acest sens, Iuri Răileanu a găsit o soluție. Am un aer, este o plantă acvatică care foarte bine curăță apa. Se spune că prin legende tătarul mongol, când se deplasa un la lupte, luau cu ei un aer. Și chiar dacă apa era tulbure, îl lăsau pe două ore, puteau să bie și animalele, și caii, și oamenii. Florile nuferilor sunt deschise între orele 10-15 și pot fi admirate până în luna octombrie.